Un cuib de barză a fost mutat prin ordin de ministru într-o localitate din județul Olt. O localnică din orașul Balș a reclamat că nu mai suportă să aibă cuibul lângă casă din cauza mizeriei făcute de barză. În ajutorul păsării a sărit un vecin inimos care a acceptat ca aceasta să fie mutată în dreptul locuinței lui. Printr-un ordin al ministrului mediului, cuibul a fost mutat de pe un stâlp pe altul cu personal tehnic de specialitate în prezența unui reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Olt. Operațiunea a durat câteva ore. Dacă acest cuib ar fi fost mutat fără ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor, România risca să fie sancționată de Uniunea Europeană. Instituția interzice intervenția umană asupra habitatului acestei specii protejate prin lege.